Meniu festiv la Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu în zilele de sărbătoare. Bolnavii care în perioada sărbătorilor de iarnă vor rămâne internați în unitate vor avea parte de un meniu tradițional. Bolnavii care în perioada sărbătorilor de iarnă rămân internați în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu vor avea parte de un meniu de sărbătoare, din care nu vor lipsi sarmalele, friptura, cozonacul și portocalele. De Crăciun, meniul bolnavilor va conține ciorbă de legume cu oase sau ciorbă de perișoare sau ciorbă de legume dreasă cu ou, friptură de pui cu piure de cartofi, sarmale, varză cu piept de pui, piept de pui cu orez, cozonac, portocale. De Revelion, pacienții vor consuma, în funcție de dieta recomandată de medicul curant, ciorbă de legume ala grec, de perișoare, varză călită cu friptură de pui, cartofi ungurenești cu pulpe de pui, sarmale, cozonac și portocale. De asemenea, fiecare pacient beneficiază zilnic de un supliment alimentar în funcție de dieta recomandată de medicul curant. Și în centrele din structurile Direcției de Asistență și Protecția Copilului Gorj, beneficiarii vor gusta din bucate alese. De sărbători, meniul beneficiarilor din centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este unul tradițional. Aceștia vor servi preparate specifice sărbătorilor de iarnă, respectiv sarmale, piftie, salată beof, friptură de porc, dulciuri și, bineînțeles, tinerii de pe casele de tip familial își vor prepara aceste bucate împreună cu angajații de pe case. Însă pentru micuții din centre, cea mai mare bucurie rămâne vizita lui Moș Crăciun.